Am revenit, doamnelor și domnilor, alături de noi se află Leticia și Petru Luhan. Bună dimineața! Dimineața! Și prietena Mariana Cojocaru, care abia așteptă să vă spună predicțiile astrale pentru fiecare zodie. Dar mai stăm un pic. Sigur. Leticia, drăguță! Neața din nou la voi. Mă bucur să fiu alături. Unde ai fost tu? O, Doamne, pe unde n-am fost? Ultima oară de unde am venit de la Cluj, acolo am cântat. A fost anul ăsta în Eurovision, cred că după cum bine știți, în semifinală. Te felicităm. Mulțumesc, da. Am venit și în ținuta de la Eurovision. Frumoasă. E foarte frumoasă. Mulțumesc. E un fluturaș. Da, e făcută de Eli Sultan, ea se ocupă de mine de vreo 2 ani și ceva. Și am venit la voi. Da, dar cu ce ocazie? Spune-mi, ce ai făcut cu draga mea prietenă? Unde ai fost? Da, am fost undeva, ca să spun așa, pe la Filiaș am fost? Oare? Așa. Da. Ar fi multe de spus. Am cunoscut o femeie extraordinară. Pentru că am fost implicată și într-o campanie și campania pentru cancerul de col uterin. M-au solicitat să mergem acolo. A fost și doamna Mioara Roman, mai multă lume s-a discutat pe tema asta extrem de mult, pentru că femeia trebuie să fie extrem de informată. Din punctul ăsta de vedere, e o boală care face ravagii. Pe zi, la noi în România, mor undeva în jur de 6 femei. Da, extrem de mult. Și dacă vă întrebați care este legătura dintre artista Leticia și europarlamentarul Petru Luhan. Și-o sub crucea răsturnată dintr-un sat, am văzut un om odată, stând cu fața-n mâini lăsată și cu fruntea... Împreună cu Leticia am ajuns astăzi în județul Dolj, undeva în comuna Fratoștița, pentru că doamna Mariana ne-a scris un mesaj pe Facebook. Doamna Mariana suferă de cancer de col uterin și are nevoie de o perucă, iar noi ți-am cerut ajutorul ție. Și eu am putut, am venit, sunt alături de voi, că draga mea prietenă e draga tuturor, nu? Și ce să zic, să intrăm să vedem, ne primește, nu ne primește, eu zic că da. Eu zic că da și ne așteaptă nerăbdătoare. Hai! În primul rând, mă bucur să vă cunoaștem. Da, și eu mă bucur că ați răspuns mesajul lui meu de pe Facebook și că ați venit să ne vedeți. Am aici ceea ce dumneavoastră ne-ați scris și trebuie să recunosc că a fost foarte, foarte înduioșător și dacă îmi dați voie să îl citesc acum. Dragile mele prietene, vă urmăresc în fiecare dimineață și îmi sunteți cele mai apropiate, chiar dacă eu vă urmăresc doar la TV. M-am hotărât să vă scriu în urma unei suferințe și anume aceea că la începutul lunii ianuarie, anul acesta, am descoperit că am cancer de col uterin. Rugămintea mea la voi ar fi să mă ajutați cu o perucă. Nu îmi permite situația financiară să-mi achiziționez una, pentru că am împreună cu soțul meu 3 copii minunați, 3 fete care trebuie îngrijite și cărora le lipsesc multe, dar care cu maturitatea de care dispun înțeleg situația prin care trecem. Fața era albă toată ca de gri. Eu cred că sunteți foarte curajoasă că ați spus lucrurile astea și că ne-ați chemat aici să ni le împărtășiți, pentru că vorbeam mai devreme cu Leticia, sunt multe femei care poate nu au curajul să facă asta și poate cărora le este teamă, le este rușine de ce va crede lumea despre ele. Știu și nu sunt de acord cu asta. Nu văd de ce să-ți fie rușine pentru că ești un om bolnav. Merge-te în poale, de-ți venia să-i plângi de jale, de-ți venia să-i plângi de jale.
Eu sunt fel convinsă, trebuie să rezbiți, pentru că aveți pozitivism, văd în ochii dumneavoastră niște ochi frumoși, albaștri, cu putere și sigur Dumnezeu vă iubește acolo. Mi-a scris că aveți nevoie de o perucă. Da. Leticia a fost cea care a căutat-o, care s-a ocupat și o să rog acum să vă aducă. Da. Și asta e foarte frumoasă. Vă mulțumesc mult de tot. Foarte emoționant. Mulțumim, Leticia, că... Eu nu consider că trebuie să fie o mulțumire, sincer. E un lucru atât de minor și am rămas extrem de șocată, pentru că pentru cineva o perucă înseamnă extrem de mult, sincer. Da. Atât am spus, nimic altceva. Pentru cineva atât de mult. Exact. Nu a cerut nimic altceva, doamna. A fost așa o dorință, că a vrut să-și revadă chipul așa cum și-l poartă femeile zi de zi. Să nu se vadă cumva trunchiată. Și să-și recupereze feminitatea. Semnificația numelui Leticia înseamnă, de fapt, fericire. Deci ce a făcut, a adus o formă de fericire. Da, așa este. Vedeți cine știe? Dar e prenumele bunicii mele și pe calea asta o pup și o iubesc. Acum să ne spui și ce semnificație are numele de Petru. Pentru că și europarlamentarul Petru Luhan aduce fericire. Cred că toată lumea știe de unde vine și ce semnificație deosebită are numele de Petru. De ce, care este legătura dintre Leticia și Petru Luhan și cazul pe care l-ați văzut mai devreme este că se află în faptul că domnul Petru Luhan a ales să o ajute mai departe pe doamna Mariana, ajutând-o financiar. Poți să spui tu, Petru? Spune tu, suportându-i costurile. Da, în primul rând legătura, am văzut și o legătură între mine și doamna în cauze, pentru că și eu am pornit de foarte jos, știu ce înseamnă neajunsurile, nevoia și știu ce înseamnă să pleci de la zero, de undeva, de unde se agață harta în cui, să pleci la 18 ani, a doua zi după ce ai aflat rezultatul la bacalaureat pe drumul Germaniei, dar Germania este mare, unde ajungi, și apoi 2 ani și jumătate să dai cărămidă și mortar la mână la zidari, învățând limba în paralel și încercând să vezi în asta o șansă mai degrabă decât un chin, comparându-mă de altfel cu alți copii de 18-19 ani care erau ținuți în puf acolo unde trăiam eu. Dar nu ăsta este subiectul. Eu mă bucur foarte mult că avem ocazia și oportunitatea să ajutăm pe cei în cauză, pe cei nevoiași. Chiar și în Biblie scrie fericit de cel care dă, nu de cel care primește. Exact. Așa că mă bucur foarte mult că pot să fiu alături de această doamnă care... am să zic că este și foarte simpatică și foarte frumoasă, mai ales cu noua perucă. Și bineînțeles că asta nu e totul, ea merită să se facă bine. Și înainte de a vă spune ce vă voi face sau cum voi contribui, vă spun că de curând am avut o acțiune în Parlamentul European, aducând experți din toată lumea, nu doar din Uniunea Europeană, la aceeași masă. Și am înțeles, cu capacitatea mea de neexpert în domeniu, că acest cancer, această formă de cancer de col uterin este cea mai avansată din punct de vedere al găsirii soluțiilor, adică este vindecabilă deja. Da, dacă o descoperi din timp, nu a pățit nici măcar, Nicola. Da, dar nici măcar atât de din timp cum este cazul la alte forme de cancer, ceea ce m-a bucurat foarte mult și asta e o veste bună pentru toți cei care suferă de această boală și se fac, bineînțeles,
cercetări, dezvoltări în continuare. Noi de la Uniunea Europeană am alocat bani în continuare, bani în plus pe aceste componente. Și ce voi face eu? Eu îi voi finanța din nou drumul la Cluj, că am înțeles că trebuie să mai facă un tratament. O cură de citostatice. Nu numai cură de citostatice, ci și cazarea și transportul. Uh-huh. Le voi prelua eu cu mult drag și sper să fie, de folos. Și îți mulțumim în numele dânsei. Pentru că sunt convinsă că acum doamna Mariana nu poate vorbi, că e cu lacrimile până aici și că e foarte fericită. Eu în ciuda. Bucuria este de partea mea, că pot să-i fac o bucurie și că pot să fiu alături de ea într-un moment destul de critic. Vă apreciază lumea, uite, citeam și pe pagina de Facebook și pe tine, Petru, dar și pe tine, Leticia. Cineva spune că a trăit această experiență. Te apreciez foarte mult, Leticia, pentru ceea ce faci. Mama mea s-a stins din cauza aceleași boli incurabile. Da, și mama mea a avut undeva în 80 și ceva, a descoperit la timp, trăiește, îi mulțumesc lui Dumnezeu. Ce să zic, să n-ajungem să fim bolnavi, dar să știți că doamna Mariana e o femeie atât de pozitivă, mi-a dat o energie extraordinară și îmi scrie cu fiecare ocazie și îmi urmărește peste tot pe unde merg, ce fac. Cred că eu am dobândit și o prietenă totodată cu... Sincer, nu știu. Dar mie mi-a intrat la suflet. Dar nu are emoții. De exemplu, mama mea îmi spune întotdeauna, când merg mai ales la dezbateri politice, că se consumă de 10 ori mai mult decât mine. Corect. În tu dai seama cum e pentru o mamă să-și vadă băiatul, în speță Petru, cum se luptă pentru niște cauze și cum vine cu argumente sau nu-i lăsat să vorbească de alți politicieni, cum stă mama... Stă acolo, atacat parcă ar răspunde. Nedrept, parcă, exact, fără argumente obiective. Exact. Și bine, ea deseori se ridică de pe canapea să meargă spre televizor, dar se oprește la... Uite, o pupăm și pe mama lui Petru și pe mama lui. Pe toate mamele.